Nu sunt doar povești. Sunt probleme cât se poate de reale atunci când ești un adolescent. Violența are loc atunci când cuvintele sau faptele unei persoane sperie, provoacă durere și suferință altor persoane. Cyberbullying-ul este situația în care colegi, prieteni sau necunoscuți te agresează online. A existat un cont de Instagram pe care se postau jigniri față de unii colegi de la școală. Își alegeau ținta, iar apoi dintr-un mim se ajungea la jigniri și amenințări în comentarii. Efectele abuzului online sunt severe și de durată. Cyberbullying-ul poate duce la probleme de încredere în căutarea partenerilor romantici sau a prietenilor. Rușinea și frica de a te întoarce într-o comunitate sunt alte efecte ale abuzului online. 5 fete de la școală m-au adăugat într-un grup de WhatsApp doar ca să mă înjure și să-și bată joc de mine. Am raportat la un profesor și situația s-a rezolvat în aceea zi. Cred că am avut noroc. Este foarte important să împărtășești ceea ce se întâmplă cu cineva în care ai încredere și să ceri ajutorul acestora. Este important să le spui părinților sau unei persoane în care ai încredere ce ți s-a întâmplat. Împreună vă puteți gândi ce să faceți în continuare și îți pot oferi sprijin emoțional în această perioadă dificilă. Dacă cyberbullying-ul implică alți copii din școala ta, atunci este important să spui școlii ce se întâmplă, oferind orice dovadă pe care o ai. Vorbește cu un profesor sau cu un membru al personalului în care ai încredere. Majoritatea platformelor îți oferă opțiunea de a raporta cyberbullying-ul și alte comportamente dăunătoare. Opțiunea de raportați conținut dăunător îți poate oferi sfaturi foarte bune despre ce să faci în continuare. Pentru unele forme de hărțuire online, mergi direct la poliție. De exemplu, dacă cineva amenință că îți face rău sau te încurajează să-ți faci rău singur. Când amenințările nu s-au oprit, am vorbit cu ai mei și am sunat la poliție. În cazul cyberbullying-ului, reține. 1. Nu este vina ta. Ai grijă de tine. 2. Raportează și blochează. 3. Strânge dovezi. 4. Nu răspunde și nu retalia. 5. Vorbește cu cineva de încredere. 6. Raportează autorităților. Ia atitudine și raportează hărțuirea online la 119, telefonul copilului, 112, poliție sau unui consilier școlar, diriginte sau unui adult de încredere.